Vladimir Putin vrea să demonstreze că nici presiunile și nici sancțiunile Occidentului nu afectează Rusia și găzduiește începând de astăzi un summit al țărilor emergente din grupul BRICS, inclusiv China, India, Africa de Sud sau Brazilia. Pe de altă parte, oficial militar de rang înalt din NATO, inclusiv principalii generali americani, au calculat un scenariu în care Putin va ataca două țări din flancul estic. În cel mai negru scenariu la care au lucrat foști comandanți militari NATO și americani în Europa, Letonia și Lituania vor fi primele pe lista Rusiei, dacă aceasta va decide să atace un stat membru al Alianței Nord-Atlantice. Mai mult, un presupus atac ar avea loc în 2027. Armata rusă lansează o ofensivă împotriva Letoniei și atacă simultan Lituania, folosindu-se de enclava rusă Kaliningrad și de teritoriul Belarusului. În același timp, trupele NATO din statele Baltice sunt forțate să se retragă până la sosirea forțelor principale. În cel mai rău scenariu, va fi nevoie de 10 zile pentru a trimite întăriri, în conformitate cu articolul 5 al Tratatului Nord-Atlantic. În acest timp, rolul principal în apărarea statelor baltice va fi jucat de armata germană, care trebuie să reziste până la sosirea unor forțe aliate mai mari. Deocamdată, Rusia continuă neabătut războiul său de agresiune cu Ucraina, cu bombardamente ca acesta de la Sumă și cu asalturi pe frontul de est, iar Parlamentul European a aprobat un împrumut de 35 de miliarde de euro pentru Ucraina, susținut din profiturile de la activele rusești înghețate în Europa. This is another historic moment. And with this vote we are sending a very strong message that we are using profits from Russian frozen assets for Ukraine and Russia as an aggressor must and will pay for its destruction. Slava Ucrainei! Și Londra contribuie la acest acord de împrumut, anunțat de ministrii apărării și finanțelor, care i-au vizitat simbolic pe soldații ucraineni, antrenați într-un loc secret din Marea Britanie. Today I'm able to announce 2.3 billion pounds of support to Ukraine in the form of a loan that would be paid back by the extraordinary profits being made on frozen Russian assets. Will allow Ukraine to purchase the range of weapons and systems they need using the corrupt money from Putin's own regime against him and putting it in the hands of Ukrainians to fight for their freedom. Dar Vladimir Putin vrea să demonstreze Occidentului că presiunea asupra sa și sancțiunile internaționale nu îl împiedică deloc. Începând de astăzi, Putin întâmpină în orașul rusesc Kazan mai mult de 20 de șefi de stat la summitul BRICS al economiilor emergente. Printre liderii invitați se numără cel chinez, Xi Jinping, premierul indian Narendra Modi și președintele iranian Masoud Pezeshkian. Chiar dacă nu la cel mai înalt nivel, sunt reprezentate de asemenea Brazilia și Africa de Sud, la summitul pe care Kremlinul l-a numit unul dintre cele mai mari evenimente de politică externă din Rusia.